ești înscris în clasa câștigătoare. Sărbătorește 6 ani de Digi FM cu super smartphones de la Digi și televizoare de 108 cm Philips The One cu Ambilight Android TV 4K HDR. Mai devreme am dat un televizor Philips, acum vine iar un televizor Philips. Mamă! Philips The One, premiul pe care îl oferim în acest moment pentru un ascultător Digi FM este Marian din Râmnicu Vâlcea, extras în această jumătate de oră. Marian, te felicităm, bună dimineața! Neața, Marian! Bună dimineața! Marian. Imaginează-ți următoarea situație, ai intrat la supermarket, ai văzut un televizor, l-ai pus în coș, ai plecat și zice doamna de la casă, dar nu trebuie să plătiți, e de la Digi. Super, mulțumesc mult de tot. Ai văzut? Aveam nevoie de un televizor. Cine n-are, până la urmă. Marian, de câți ani ai descoperit, sau luni, cine știe, de câți ani ai descoperit Digi FM? Aproximativ 5 ani. Bravo. Ești cu noi de ceva timp și ne bucurăm să te premiem. Ai mai câștigat și altceva în acești 5 ani? Să e primul premiu? Da, acum 2 ani de zile am câștigat o masă și 2 baxuri de bere la o Și acum, fii atent, masa era goală. Și bă, ce ar merge un televizor aici, dar nu mă las. Nu cumpăr până nu-l câștig. Da, iată că a venit și televizorul, Marian. Felicitări, sperăm că mai ai berea să bei în această seară la aniversarea noastră. Televizorul este unul smart și este Philips The One, așa se numește, Ambilight Android TV 4K HDR 108 cm. Felicitări ascultătorului nostru. În clasa câștigătoare Digi FM ai premii din oră în oră de la Digi și Philips. Înscrie-te chiar acum cu SMS Digi 6 ani la 3815, număr cu tarif normal. Și Teo se gândea, mamă, poate-mi dau și mie un televizor acum dacă am venit până aici. O, și ziua mea, și da. Ziua mea. Așa te gândeai, este? Acum trebuie să te întrerup. Normal. Păi de-aia ați venit împreună. Am văzut că pregătiți ceva mâncare acum. Da, da, da. Auzi, să rămâne și noi să mâncăm cu ei. Păi sigur că da, pe dacă ne-am trezit la ora asta, jucuim tot, plecăm și cu tapet de pe pereți. Mie scaunul ăsta chiar îmi place, n-avem de ăsta acasă. Da, okay. Televizor am auzit că se dă azi. Da, uite, uite, e chiar televizorul ăsta din spatele lui Bogdan Miu. Vă place? Nu, lasă, o să luăm scaunul, că ăsta îmi place. Bine, și bine. Probabil că o să-l dea la anul premiu. Că și așa trebuie să-i dați lui Marian, că acum este în picioare. Deci, bine, eu mă gândeam la un bibelou de ăla, la un pește de pus pe televizor. Dar trebuie să fie, că trebuie să fie pește super, super subțire. Da. Trebuie să fie, trebuie să facă scalar și... Scalar de ăla, știi că există acvariu. Da, dacă te uiți din fața la el, dispare, știi? Trebuie făcut și smart, pește smart, asta e foarte normal. Asta e mai greu. Tu ne povesteai despre beneficiile trezitului de dimineață, chiar ne mulțumeai pentru faptul că ți-am dat ocazia ca la 40 de ani, iată... Da, dar folosea un deget când ne mulțumeai. Bravo! Like! Big bravo, like! Bă. Big like! Foarte bine că m-ați trezit. 40 de ani! Wow! Da, eu... Asta e că n-a murit. Păi nu, nu, da. Ceva se schimbă acolo. Dar mai ai un pic și tu. Da? Spune-le băieților cum e la 40, noi că anul viitor... Anul trecut mă face. Anul viitor îți face și voi 40. Da, ce tare e asta. Câți ani ai? Anul trecut am făcut 39 și... Și e bine. E bine. Da, mă, e... Mă sperie. E pic, normal. Da, mă gândesc așa că... Tocmai vorbeam cu bunica mea și îmi spunea că, uite, că aveam 42 de ani când te-au dus de la maternitate. Și m-a speriat un pic, a zis, ce bunica era de vârsta asta. M-a luat un pic așa. Dar ai pensie astea? Ți-ai pregătit pensie? Cum e la stand-up? Adică unde țineți pilonul? Da, am glume pe pilonul 2, am glume puse la fiecare glumă, pun o poantă deoparte ca să am la bătrânețe, știi? Din ce să trăiești. Că deocamdată n-avem copii și dacă la bătrânețe n-are cine să-mi aducă o cană de Caterin. Melinda, așa amuzant e și acasă sau? Nu. Nu. De cauza că l-a trezit la ora asta. E pe fond nervos, da. Știi? Sunt amuzant pe fond nervos. Nu, de obicei durează un pic până zis de gura când se trezește. Da. Și atunci... Își face cafea, o duce la baie, își face cafea, să joacă cu pisicile și eu plec până atunci oricum. Da, nu, la muncă. Adică în ciuda faptului că glumește la serviciu, e om. Da, mă. M-a întrebat cineva așa. Ieri la o clinică că ziceam de tine. Așa. Ah, ce tare, sigur este foarte amuzant în timpul liber. Zic, tu faci prâncene, în timpul liber asta faci. Îți găsești, chem prieten la tine să le faci prâncenele? Nu, păi și atunci de ce crezi că el face glume? Îți dai seama discuții cu Rocco Siffredi? Mă gândeam la Nostradamus, dar se
că mai bătut. Iată, ne-am dus puțin prea departe. Nu e adevărat, asta îi se spune și lui de mult. Mulți ani trăiască. Vreau să mă asigur că nu mă mai treziți în niciun an. Niciun deci an. Am venit aici să că mă asigur. Nu mai cheamă, de trebuie să trezești și că, fii atent, trebuia să vii azi, dar nu mai vii. Da, o să care mă... treaba? După 40 de ani oricum te vei trezi singur la 6, mai trebuie să te trezim noi. Așa e, după 40 de ani. Da, tata e. Mă țin uite degetul ăsta, nu? Știu, mi-a arătat tata de dimineața. Să știi că e reciproc. Doamne, ce bucurie aici, la Digi FM, o să faci, sărbătoare! O să faci de-alea, eu mă duc să fac vaccinul. Dar ce vaccin te o, că nu mai e nicio pandemie? Găsesc eu! Da. O să te sunăm noi la anul să spunem. Ce faci, moșule, cum e la 4? Da. La 4 dimineața te zic. Vrei să vii la un interviu la noi acasă? Asta faci în timpul liber? Doamne, ce tare. Cred că și acasă nu mai emisiuni face. De dimineață până seara numai matinal face. 13 minute peste ora 14. Seara te rog să vii la masă. În câteva minute avem micul dejun. Urmează friptura, dar până atunci, momentul sponsorului. Hai să difuzăm și o piesă. Da. Spuneți-ne cum e ziua asta de 11 noiembrie la voi în cuplu. Este interesantă. Nu ne facem cadouri. Nu? Asta. De ce? Nu ne facem cadouri? Nu ne facem cadouri. Și acum află? Țineți acum banii. Voi țineți banii pentru Black Friday, nu? Ne facem cadouri, dar nu ne facem cadouri de ziua noastră, că suntem amândoi prostănați și nu putem să păstrăm o surpriză și suntem gen, ți-am luat ceva, dar nu zic nimica. După aia, hai, poți să zic, te rog, poți să zic ce ți-am luat. Da, am încercat să ne facem surpriză și este imposibil, dar nu. Ne dăm banii unul altuia. Dar cu ce sunteți? Adică pe ce se risipesc banii la voi în familie? Gadgeturi? Mâncare. Răspund eu. Serios? Da. Multă mâncare. Mulți cartofi prăjiți. Așa mult mănâncă? Bă, da, n-am știut. Dar ce bine că îi fac eu banii ăia să mănânc. Da, patroanca. Asta n-a scris în CV-ul ăla de care ziceam că am schimbat CV-uri la când ne-am întâlnit prima oară. Asta a omis, știi? Să zică. Și acum am tot aflat. Noroc că am apucat să mă și îndrăgostesc de-aia până să văd cât mănânc asta. Da, vă mai surprinde treaba asta că sunteți născuți în aceeași zi? Da. E o treabă. Păi, ziua mea, dar și ziua ta. Da. Există în lumea celebrităților, stai așa, că aveam un exemplu de ăsta mare, Shakira cu Piqué. Da. Shakira cu Piqué. Da. Și sunt și împreună. Da. Faptul că sunteți născuți în aceeași zi înseamnă că aveți foarte multe lucruri în comun sau cum e? Da. Semănați foarte mult? Avem lucruri în comun, dar nu cred că are legătură cu faptul că suntem născuți. Cum? Nu are legătură cu zodia? Și acum ai aflat, când ai schimbat CV-ul, nu ți-ai pus problema? Apropo, am venit acum, am auzit la un alt post de radio care normal. Nu e nicio problemă, sunt mai multe. Net inferior. Stai liniștit că și noi ne mai uităm la Bobonete, nu e nicio problemă. Bravo. Mega like. Nu e la fel de bun ca micuțul. Era la știri au dat horoscopul. Da? Dacă tot dai horoscopul la știri, de ce nu dai și știri din lumea basmelor? Vreau să aud ce am mai făcut, negocieri între împăratul roșu și împăratul verde. Nu mai găsim ceva galben. Galben e cu roșu acum. Exact, harapal, pe unde mai e? A născut albă ca zăpada sau nu? Știi, adică dăm toate știrile care contează. Pentru că de ce? Ea trăiește din ajutorul social. Serios? 7 pitici, come on! Mamă eroină. Îți dai seama cât mănâncă ăia? Pentru alocații. I-a făcut pentru alocații. Hai să lăsăm pe Teo Crobosi, săracul, s-a trezit și de dimineață, a făcut și 40 de ani, numai necazuri astăzi. Mă ține și șalele, să știți. Știu, ai un like de la mine. După ora 9, dacă nu vă deranjează să mai rămâneți cu noi, avem și mâncare, apropo de mâncare, spuneați că... Nu că nu mă deranjează, eu chiar m-am autoinvitat, că mi-e foame. E perfect. Cel mai frumos cadou mi-l faceți dacă o hrăniți. Cu asta ne ocupăm, revenim după ora 9, după știri unde n-avem horoscop.